Bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de astăzi, în care sărbătorim împreună Ziua Internațională a Mediului. În fiecare an, în data de 5 iunie, este marcată Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. La 15 decembrie 1972, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat ziua de 5 iunie, Ziua Mediului Înconjurător, unde are ca scop ca toate autoritățile implicate în acest proiect, autoritățile locale, organizațiile și consiliile județene, să marcheze în acest fel ziua de evenimente pentru protejarea mediului înconjurător. Anul acesta, municipiul Bacău, pentru a sărbători alături de băcăuani Ziua Mediului Înconjurător, am organizat o campanie amplă de colectare a deșeurilor electrice și electronice, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate, Primăria Municipiului Bacău, Agenția de Protecție a Mediului și, bineînțeles, partenerii Octogrin SRL și Asociația RORECH. Ca să intrăm un pic în subiect, o să fac o scurtă paranteză și o să vă vorbesc un pic despre DE-uri. Ce sunt DE-urile? DE-urile sunt toate produsele, echipamentele electronice și electrocasnice, care merg pe bază de acumulatori și se bagă în priză. Ne lovim de ele în fiecare zi. Ne fac viața mai ușoară. Sunt frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele, echipamentele de mici dimensiuni, echipamentele de bucătărie și toate celelalte produse electrice și electronice. În acest moment, deșeurile electronice reprezintă 5% din total mondial al deșeurilor municipale solide, aproape cât deșeurile de plastic la nivel mondial. Ele, în comparație cu deșeurile de plastic, ele conțin și substanțe periculoase, au gaze cu efecte de seră și metale grele dăunătoare. Din acest motiv, ele trebuie reciclate și colectate corect și conform. Ca și grad de recuperare, ele sunt foarte importante din punct de vedere a reciclării, deoarece se reutilizează și se reciclează în jur de 85-90% din materia primă. Noi, europenii, producem anual în jur de 10 miliarde de kilograme de deșeuri electrice, iar în România, 10% din deșeurile noastre sunt colectate conform. Doar 10% din deșeurile electrice sunt colectate conform. Gradul de colectare nu este foarte bun, deoarece sunt foarte mulți colectori neautorizați. Oamenii nu sunt educați în partea asta și pe partea asta de colectare selectivă. Din acest motiv am ales să facem această campanie de colectare în parteneria cu autoritățile locale, unde vreau să le și mulțumesc pe această cale pentru implicare și pentru promovarea acestui eveniment important. Pe 17 mai a început această campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice în municipiul Bacău. A ținut 3 săptămâni. A fost de un real succes, deoarece s-au colectat în jur de 15 tone de deșeuri electrice, mai exact 15.746 de kilograme. Au fost peste 1.000 de bucăți de echipamente electrice și electronice preluate corespunzător din casele băcăuanilor și peste 300 de comenzi. Și am ajuns în fiecare casă pentru a prelua deșeurile electrice. Vreau să le mulțumesc organizatorilor pe această cale. Nu o să lungim foarte mult această conferință de presă, deoarece avem și tombola, care e motivul nostru de sărbătoare astăzi, unde vrem să premiem cumva populația municipiului Bacău pentru că a colectat selectiv. Și o să ne întindem un pic cu tombola. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, și anume Agenției de Protecție a Mediului Bacău, Primăriei Bacău,
Agenției de Dezvoltare Intercomunitare de Salubritate, care s-a implicat activ, Consiliul Județean, care a sprijinit încă de la început această campanie de colectare, și operatorului de colectare Octogreen, care ne-a ajutat și s-a implicat în toată această campanie. Campania a demarat cu o distribuție de flyere și o promovare a evenimentului, după care operatorul a făcut toată treaba grea de colectare a echipamentelor, colectare conform de la fiecare cetățean. Și astăzi încheiem campania cu o tombolă unde premiem faptul că populația municipiului Bacău a colectat selectiv aceste tipuri de deșeuri. Se dau cuvântul în primă fază domnului Lucian Andrei, care este reprezentantul primăriei municipiului Bacău, după care o să trec și la ceilalți invitați. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, vă salut și le mulțumesc pentru invitație celor de la RORECH și celor de la Octogreen. Sunt foarte bucuros că printr-un astfel de parteneriat între Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Județean, ADIS și Agenția de Mediu, reușim să avem astfel de campanii de colectare de deșeuri chiar de la domiciliul băcăuanilor. Sunt sigur că ăsta este singurul și cel mai important lucru pe care trebuie să-i și anunțăm în continuare, că operatorul Octogreen am înțeles că va desfășura în continuare astfel de campanii și telefonic vor putea suna și vor putea programa ridicarea acestor deșeuri, pentru că de foarte multe ori ne lovim de ele în casă, poate nu mai avem nevoie sau le depozităm în diverse zone, în beciuri, în balcoane și așa mai departe. Ori ele trebuie eliminate corespunzător, nu mai trebuie să ajungă la coșurile de gunoi comune, acolo unde știți, de cele mai multe ori, din păcate, le aruncăm și le eliminăm incorrect. Sunt foarte bucuros pentru că a decurs bine campania celor de la Octogreen, au făcut o invitație foarte bună pentru autorități și eu sper să putem să-l transformăm într-un centru permanent, să poată să lucreze și mai bine de acum încolo și, bineînțeles, cu beneficii pentru toate instituțiile care avem o astfel de activitate și avem rolul de a o gestiona. Le mulțumesc încă o dată, le mulțumesc partenerilor și voi da cuvântul mai departe. Nu, lăsați microfonul. Da, mulțumim și noi. O să-i dau cuvântul și doamnei Ionoș de la Agenția de Protecție a Mediului Bacău, care s-a implicat în fiecare campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice care s-a făcut de-a lungul timpului. Eu vă vorbesc astăzi în calitatea pe care o am de consilier județean de expert pe managementul deșeurilor. Din acest motiv o să o rog pe doamna Ionoș să preia discuția. Da, mulțumesc că ați acordat încă o dată girul încrederii autorității de mediu care monitorizează și autorizează activitățile cu impact de pe teritoriul județului Bacău. Mă bucur că s-a reluat buna tradiție a vechii campanii Marea de Barasare, acum câțiva ani buni, când cetățenii au început să se obișnuiască cu prezența entităților, societăților care colectau astfel de deșeuri. Ziua de astăzi, o zi cu dublu înțeles, o zi în care lumea care s-a implicat în campanie vede rezultatele, iar cei mai norocoși vor fi răsplătiți, cât și Ziua Mondială a Mediului, care se sărbătorește și în țara noastră. Anul acesta, ecosistemele devin factorul principal al acestei zile și nu numai în această zi, întrucât cu ocazia Zilei Mediului de astăzi se lansează decediul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu de restaurare a ecosistemelor. Se vorbește despre dezvoltare durabilă, se vorbește despre orașe reziliente, se vorbește despre îndeplinirea țintelor de colectare pe categorii de deșeuri, iar pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice a fost o țintă care nu a fost tocmai realizată. De aceea încurajăm și susținem cu convingere astfel de manifestări cum este această campanie care o încheiem astăzi. Ecosistemele care sunt vulnerabile și care sunt sursa noastră de viață și nu numai a noastră, a oamenilor, ci și a celorlalte specii ale biodiversității. Întrucât deșeurile electrice sunt niște deșeuri păcătoase, dacă, să zicem, o sticlă de plastic se aruncă cu nonșalanță pe oriunde,
aceste deșeuri electrice și electronice au în ele materiale și substanțe foarte periculoase pentru mediu, care se acumulează în lanțul trofic și care nu fac bine la nimeni, nici măcar nouă oamenilor. De aceea, cetățenii, cu toate că românul nu este obișnuit să schimbe atât de des echipamentele de utilitate îndelungată din casă, din mai multe motive, printre care și cu puterea de cumpărare, trebuie învățați că aceste obiecte care nu le mai sunt de folos și care le exploatează la maxim, nu pot fi aruncate nicăieri. Și întotdeauna vor exista aceste societăți care nu vor fi vizibile doar în perioada unor astfel de campanii, ci ele sunt oricând acolo, autorizate de noi, autoritățile locale de mediu, tocmai ca să le strângă. Pentru că deșeurile sunt unul din factorii care atacă aceste ecosisteme. Revenim din nou la aceasta. Sperăm ca RORECH, prin structura teritorială, vor mai desfășura astfel de evenimente. Noi le vom susține într-adevăr și ne bucurăm că ele există. Ne bucurăm că a avut un număr mare de parteneri, ceea ce înseamnă interes important din partea autorităților, cu atât mai mult cu cât fiecare dintre noi poate face ceva pentru acest mediu. De la cel mai mic cetățean, prin schimbarea comportamentului și a obișnuințelor din viața de zi cu zi, cât și autoritățile care sunt în măsură să ia și să aplice politici la nivel local, regional și național, astfel încât mediul nostru să nu-l folosim doar noi, ci și generațiile care vor urma după noi. Încă o dată, felicitări pentru demers și mulțumim că ne-ați acordat gerul încrederii. Și eu vă mulțumesc, doamna Mână. Știu că operatorul de conectare, Octobin, a lucrat foarte bine cu Departamentul de Mediu al Consiliului Județean și vreau să îi mulțumesc și domnului Bogdan Spătaru, care este cu noi prezent astăzi și lucrează pe Departamentul de Mediu al Consiliului Județean, și nu în ultimul rând să-i mulțumesc domnului președinte Ivancea, care știu că eu am ținut îndeaproape cu această campanie, fiind o campanie organizată pe domeniul meu de activitate, și s-a implicat activ nu numai în promovare, cât și în sprijinirea acestei campanii. Domnul președinte, dacă ne spuneți și dumneavoastră niște cuvinte. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru interesul dumneavoastră față de această campanie. În primul rând vreau să-l felicit pe Bogdan. El a fost inițiatorul acestui parteneriat. Felicit și autoritățile locale de mediu, cât și Primăria Bacău, plus echipa tehnică de la DIS, Octogreen, care prin datorită lor putem să avem astăzi o tombolă. Astăzi, de ziua mediului, n-aș vrea să însemne sfârșitul unei campanii, ci începutul unui mod de colectare selectiv. E un semnal pe care noi îl tragem, nu numai un semnal, un îndemn de a colecta selectiv, de a trăi sănătos, de a ne ține condițiile și mediul înconjurător cât mai curat. Eu îmi doresc un Bacău verde, îmi doresc un județ verde și vă vorbesc în dublă calitate, calitatea de președinte al Consiliului Județean pe de-o parte, dar pe de altă parte și de președinte a ADIS-ului. Și prin tot ceea ce o să facem și ce facem, o să sprijinim politica locală de a ține Bacău curat și verde. Îmi doresc de asemenea ca acest gen de campanii de conștientizare a cetățeanului pentru reciclare selectivă să fie din ce în ce mai deasă, să încercăm să ajungem acolo unde trebuie, în casa fiecărui cetățean, care să conștientizeze la un moment dat că de fapt ce contează cel mai mult nu sunt campaniile, ci mediul curat. Felicit încă o dată organizatorii și n-aș vrea să lungez mai mult această
conferință de presă, să purcedem la tombolă. Cred că ei... Țintele da. De colectare pe DE-uri sunt foarte mari. Anul ăsta s-au mărit de la 45%, cum erau în trecut, din total pus pe piață, la 65%. Deci este esențial să înțelegem că trebuie să ne apucăm să colectăm selectiv și să începem să reciclăm deșeurile conform nu predate unor operatori în mediul rural care merg prin sate și le iau fără a fi autorizați. Vreau să-i mulțumesc operatorului de colectare Octogrin SRL și să rog să trecem la tombolă, să vedem cum... Da, am o întrebare mai implicare, pe scurt, foarte scurt. Care au fost măsurile de informare pe care le-ați luat? Măsurile, da, pe lângă presa care a fost anunțată și vă mulțumim pe această cale că ați sprijinit această campanie de colectare, s-a făcut o distribuție de flyere în municipiul Bacău, s-au împărțit peste 60.000 de flyere în municipiul Bacău pentru a anunța această campanie. S-a pus la dispoziție un număr de call center care este... Puteți să precizați numărul? Da, da, da. Care este, va fi activ și după această campanie. Da, da, da. Va fi numărul activ și după această campanie. Este vorba de 0785 151 151. Număr foarte ușor de reținut. Orice cetățean și locuitor al județului Bacău care vrea să predea în mod conform deșeurile electrice și electronice este rugat să sune la acest număr și operatorul de colectare îl va contacta în termen de 3 zile pentru a prelua, stabili o întâlnire de preluare a echipamentului electric direct de la domiciliu. Da. Cum și campania asta a fost făcută tot la fel direct de la domiciliu, de la etajul 6, 7, 8, de multe ori vorbeam cu operatorul că am ținut de aproape cu el și ziceau că majoritatea produselor mari le-am dat jos de la etajul 7, de la etajul 8, de la etajul 9, unde cetățenii stăteau cu ele depozitate neconform, să zicem așa, pentru că, după cum am început conferința de presă, v-am zis că atât televizoarele cât și frigiderele sunt considerate deșeuri periculoase, deoarece au gaze cu efecte de seră și televizoarele conțin plumb, ceea ce dăunează mediul înconjurător. Și sănătății. Sănătății. Viitor să mai faceți asemenea tombole? Bineînțeles. Bineînțeles. Expertiza mea este de în managementul deșeurilor. O să mă implic activ în toată activitatea asta de colectare selectivă la nivelul județului Bacău și o să ținem îndeaproape Consiliul Județean cu ADIS, cu APM, cu Primăria Bacău. Eu vreau să completez, dacă îmi cer scuze ceva. Noi, acum 3 săptămâni, dacă știți, am semnat un contract pentru 22 de localități, plus municipiul Bacău, un contract orientat cu operatorul Soma, un contract orientat pe reciclabil. Contractul, toate țintele din contract se duc, toți indicatorii de performanță din contract, este pentru prima dată când există un contract cu indicatori de performanță, se duc spre realizarea țintelor de reciclare. Ca atare, atât Consiliul Județean cât și ADIS-ul, spre asta ne orientăm, spre reciclabil. Cu cât creștem cantitatea de reciclabil, cu atât scade, pe lângă faptul că nu mai suntem agresivi cu mediul înconjurător, dar e și o, să zic așa, o politică economică eficientă. Pentru că nu o să mai plătim penalități la fondul de mediu. Ce e undeva un lucru, ușor, ușor să intrăm într-un firesc al lucrurilor. Eu nu vreau să mai rețin, cred că ar trebui să... Da. Am zis, am avut peste 300 de comenzi. Da, da, da. Am avut peste 300 de, mai exact 303 comenzi de ridicare de la domiciliu. S-au colectat 15.746 de kilograme de deșeuri electrice. Au fost colectate 1.095 de bucăți de echipamente electrice și am și desfășurătorul. 303 televizoare,
70 de mașini de spălat și echipamente de mari dimensiuni, 79 de frigidere și 630 de echipamente de mici dimensiuni și aparate de bucătărie. Adică a fost o campanie reușită, după spusele operatorului de colectare, iar făcând o comparație cu anul trecut, cu campaniile care s-au desfășurat în anii trecuți, aproape că s-a dublat cantitatea colectată, ceea ce ne indică faptul că autoritățile locale s-au implicat mai mult în promovarea și educarea, promovarea acestei campanii și în educarea populației. Da, și pe viitor încă nu am reușit să punem la dispoziție o platformă pentru acest lucru, dar la nivelul județului va exista o platformă de colectare printr-un parteneriat ADIS și operator. Da. Da. Deci Bogdan, fiind anfitrionul, te rog frumos. Operatorul, el a pus premiile de generozitate. El a pus premiile la dispoziție. Haideți să începem mediu cu doamna de la APM ca să extragă acum. Deci începem, haideți să luăm și premiile, să le și prezentăm. Premiile sunt o cafetieră, un aparat de călcat vertical cu abur, un prăjitor de pâine, două aspiratoare cu sac, o presă de citrice, două aspiratoare de mână, două blendere, două mașini de călcat, două polizoare unghiulare, trei șurubelnițe cu acumulator, trei mașini de găurit și înșurubat și marele premiu în frigidere. Haideți să începem cu cafetiera. O să vedem. Doamna Dragomira Lucuța, de pe strada Radu Negru. A predat o mașină de spălat și un televizor. Da? Deci Dragomira Lucuța, cafetiera. Cine notează? Va nota. Da? Da. Deci Dragomira Lucuța, cafetieră, da? Ca să vedeți și dumneavoastră, acestea sunt toate tipurile de tombolă puse. De asta am ales să facem extragerea live, ca să se vadă transparența acestei campanii de colectare. Doamna Ionoș, puteți să mai extrageți un aparat de călcat vertical cu aburi. Da. Deci un aparat de călcat cu aburi, domnul Cârlan Neculare. Așa. Ce strada ca să știu? Strada Unirii. Reprezentantul primăriei, dacă extrage un prăjitor de pâine. Cine se numește acesta? Ce premiu? Prăjitor de pâine. Un prăjitor de pâine către Băcioană Costel Ciprian, strada Oțelarilor, din Mura. A predat două televizoare? Da, două televizoare. Două televizoare a predat. Felicit. Așa. Băciună Costel Ciprian. Băcioană Costel Ciprian. O presă de citric. Ce mai este? Vedeți un... Bă, te-a spus numai primii de la Philips. O presă de citric. Pentru cineva care a predat trei deșeuri. Este vorba de Lazar Ele, la strada Oneștilor. A predat un frigider, a predat un aragaz și a predat și o mașină de spălat. Așa. Felicitări, doamne Lazar. Așa. Haideți să lăsăm și pe domnul Covaci de la ADIS să extragă. Sunt două aspiratoare cu sac. Da. Primul aspirator. Ieșeanu Săftica, doamna Ieșeanu Săftica, în strada care are numărul 56. Da, prezentul în televizor. Deci, doamna? Ieșeanu Săftica. Ieșeanu Săftica, un aspirator cu sac. Strada Calea Romanului numărul 56. Încă un aspirator cu sac. Vă dau mai mult. Al doilea aspirator. Nu. Doamna Ciceu Maria, strada Castanilor numărul 7. Deci, doamna Ciceu Maria de pe Castanilor. Doamna a predat un cuptor cu microunde. Da. Mai avem două aspiratoare de mână, cred că tot dumneavoastră o să faceți onorurile. Domnul Apostol Vasile,
strada Sfopodon, numărul 76. Timpul a predat în televizor și în aparat radio. Apostul Vasile a notat. Și încă un aspirator de mână. Doamna Avramescu Mare, strada Șerpe, numărul 36. Doamna a predat un televizor. Avramescu Mare. Mare, da. Două blendere. Acum, haideți să trecem și noi la departamentul de mediu al Consiliului Județean. Dați-i domnului Spătaru să extragă și el două blendere. Să dăm și domnilor din sală. Da. 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 Domnul Hâncu Adrian Ștefan, strada 9 Mai, numărul 17. A predat două televizoare și o imprimantă, un aspirator și alte echipamente. Domnul Crețu Vasile, pe strada Militari, numărul 37. A predat un frigider, un televizor și un boiler. Da. Faptul că avem în sală două doamne care au participat la, la această campanie, o să rog pe reprezentantul Octogrin să extragă și dânsele fiecare câte un... Extrageți mașinile de călcat. Mașini de călcat, da? Pierde călcat. Băbărău, Mihai. Băbărău. Băbărău, Mihai, stradă Bucești, numărul 119. Băbărău, Mihai. Puteți să mai extrageți una, tot o mașină de... Doamna, dacă... Doamna de dreapta, dacă... Da. 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 Avem? Doamna, tot o mașină. Haideți că poate e cu noroc. Adică să fiu sincer să știți că aș vrea să extrageți de astea. Băcioana Valerica. Valerica. Strada Oțelarilor. Băcioana Valerica, strada Oțelarilor. Băcioana Valerica. Da. Așa. Oțelarilor, da. Oțelarilor. Strada Oțelarilor. Numărul 1. O să vreau să adunați toate bălea, le puneți într-un singur loc. Bogdan. Două polizoare unghiulare acum. Da, sunt două, cred că. Nu, ca să le lasă. Ionescu, cred că nu văd. Da? Deci pentru polizoare unghiulare, da? Ioneș Vespazian, strada Bradului, numărul 48. Mai repetați o dată, că nici eu n-am înțeles. Vespa. Ioneș Vespazian. Vespazian. Felicitări. Ok. Da. Și mai extrageți un două polizoare, da? Mă stricați mai bine. Nici a venit pentru bărbați. Ăla nu prea se vede. Lupa Elena. Lupan Elena, strada Calea Bârladului, numărul 6. Ne mai e? Așa, acum avem 3 șurubelițe cu acumulator. Da? Mă rezerv. Puneți un reprezentant de la presă, domnul Balat. Un reprezentant, Balat. Domnul Balat. Vă rog frumos. Să vedem cui oferă domnul Balan premiul de astăzi. Da, să oferă unei doamne. Unei doamne, da. Care e în sală. Ce? Cu acumulatorii. Borcioc, Oana, strada Mărășești, numărul 57. O să trag și eu unul. Da, deci ce premiu a fost acesta pentru ce... Șurubelniță cu acumulator. Șurubelniță cu acumulator. E de soțului, nu? Dați-i și domnului Ungureanu de la expresiv. Da, eu scot aici, da. Tot pentru o doamnă, sper. Da, da, nu le amestec bine, uitați așa. Calcate, amestec bine, așa, nici nu mă uit. Dar fără ochelari nu văd, dar acum sunt și ochelari, nu?
Asta vedem pe cine faceți pe tijă. Așa. Dișcă Gabriela, strada Milcov 118. Doamna Gabriela, felicitări. Așa. Mai avem încă o șurubență cu acumulator. Haide, vino să extrag și eu aici, da, acasă. Poate unii le nimerești pe doamnele de aici, de fapt. Da? Asta vedem, tot șurubență cu acumulator. Lăsați că cei mai buni la sfârșit. Deci, Butilă Ion Cristinel, trecătoarea Ghereiești numărul 12, a dat 7 televizoare, un cuptor cu microunde și 2 radiouri. Și primește un premiu? Șurubelniță cu acumulator. Foarte bine. Așa. S-a dat toate 3 șurubelnițe cu acumulator și acum sunt 3 mașini de gălurit și un frigider. Domnul președinte, cred că aveți onoarea, dar acum 4 premii. Da. Le dați responsabilitatea e mare pe mașinile de găurit. Aveți cea mai mare contribuție. Deci premiul cel mai important, domnul președinte. Noi, nu-i premiul cel mai important. Domnul, frigiderul cel mai important. Frigiderul cel mai important. Măciucă Valentina, strada constructorului numărul 9D. A predat un televizor și un aspirator. 2 televizoare și un aspirator. Deci a primit încă o dată? Mașină de găurit și înșurubat. Așa. Rusu Bogdan, strada aviatorilor, numărul 33B, apartament 5, a predat 3 monitoare și o tastatură. Da. Și un, nu știu, un DVD. DVD, da. Tot de pe strada ala. Tot o mașină de găurit și înșurubat. Mai aveți încă una de dat. Să știți că mașinile sunt de foarte bună calitate. Nicu Alexandrina, strada Milcov 108, e 108, e apartament 19, un aragaz a predat. Și acum trecem la marele premiu, un frigider, să vedem cine este norocosul. Scarlat Lucica, strada Nicolae Bălcescu, numărul 12, scara, nu contează, apartament 5. Da. Deci a predat unitate centrală, monitor și alte echipamente electrice. Scarlat Lucica primește premiul cel mare, felicitări, frigider oferit de dumneavoastră și luat din urmă de domnul președinte. Octogrin. Da. La sorți acum, vin cu o propunere de a oferi 2 mașini de călcat, 2, că totuși efortul de a veni până la Consiliul Județean într-o zi de sâmbătă să fie răsplătit. O să vă rog să luați numărul de telefon, doamnelor. Da. Deci nu mai face parte din extrageri, nu va fi nicio altă selecție, pur și simplu pentru a încuraja și pentru a încuraja campania de colectare selectivă. Vă mulțumesc pentru prezență. Da. Da, și o să ia numărul de telefon și săptămâna asta o să vă contactez. Câteva cuvinte, cum vor putea intra în posesie, nu știu dacă... Îi vom contacta noi, pe etichetele de tombolă sunt trecute și numerele de telefon, îi vom contacta în cursul zilei de astăzi să-i anunțăm că au câștigat și așteptăm la sediul nostru, sediul operatorului pentru... Sediul unde se află? Sediul se află în pe strada Chimiei numărul 2, parcă, nu? Chimiei numărul 2. Da, ca să știe oamenii unde este. Da, și doar tot Philips, ca să nu ieșim din... Tot Philips, da. Să nu... Parcă
să vii la CJ să pleci cu mâna goală, exact, lui Ghidi. Da, da. Felicitări. Vă mulțumim pentru implicare și... O să, vă rog să luați numărul de telefon, da, doamnelor, să ne ocupăm săptămâna. Și ne vom ocupa în fiecare an de Ziua Mondială a Mediului, vom avea către o acțiune de protejare și conștientizare a populației pe partea asta. Vă mulțumim, da, mulțumim și noi.